Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți alături de Radio Vocea Evangheliei București. Ne bucurăm că ați rămas aici pe frecvența veștilor bune. Apreciem susținerea dumneavoastră, rugăciune, susținerea dumneavoastră financiară. Vă mulțumim pentru aprecierile pe care ni le-ați făcut. Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o temă, zic eu, de actualitate, pentru că în viața unui om apar mereu îndoiele, apar mereu fluctuații, oscilații și de ce nu și în viața creștinului. Și nu suntem scutiți în calitate de creștini, de urmași ai Domnului Iisus Hristos, de îndoieli, de confuzii, de scepticism. Și ne-am propus să discutăm despre influența îndoielii în viața creștinului, avem pentru tematica de astăzi un invitat special, un invitat deosebit pentru prima dată la Radio Vocea Evangheliei București și în emisiunea noastră. Îi spunem un bun venit domnului profesor și pastor Marius Cruceru, bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, o mare bucurie să vă întâlnesc și pentru noi de asemenea este o mare bucurie știu că noastră sunteți așa cunoscut în spațiu online între tineri și pentru diverse teme așa din zona aceasta de actualitate generația aceasta digitalizată multe teme ați abordat Însă de data asta am ales așa un subiect mai teologic, ca să zic așa, dar cumva cu aplicații practice, pentru că trebuie să recunoaștem viața noastră, ne mai confruntăm și cu îndoieli. Și pentru început Aș vrea să ne spuneți așa în câteva cuvinte. Știu că sunteți profesor la Universitatea Emanuel din Oradea, director de departament la Facultatea de Teologie. Alte cuvinte așa într-o scurtă descriere pentru ca să vă cunoască ascultătorii. Cel mai mult îmi place să spun că sunt un păcătos răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos. Asta cred că este identitatea noastră cea mai importantă. Suntem răscumpărați și suntem înfiați Dumnezeu. Ce ce poate fi mai frumos să spui că ești fiul din împărat, că ești Slabă prinț, Domnule. ești un ambasador al cerului, asta e slujirea noastră, indiferent chiar dacă ne-am pierde uh, identitatea profesională, spre exemplu, ieșim la pensie. Asta este în viața unui bărbat, uneori este o criză când iese la pensie, uh, să gândești ce mai sunt eu acum, dacă nu mai sunt ceea ce... Nu mai am valoare. Da, dar mai ales în spațiul balcanic, toată lumea te întreabă ce ești. Lăcătuș mecanic, sudor, profesor. profesia, da. da. Dar noi suntem fie ai lui Dumnezeu, îmi place să spun că sunt soțul Nataliei, soția mea, suntem căsătoriți. În anul acesta vom intra în al 33-lea an de căsătorie. Mulțumesc, uh, suntem părinți, uh, suntem bunici, imediat la al doilea nepo, de fapt, o nepoțică, și uh, prin harul Domnului de iată, uitați, în 2024, sunt 30 de ani de când slujesc la Universitatea Emanuele. Este o onoare, este o, o, o mare cinste pentru mine că Dumnezeu ne-e implicat în formarea de lucrători. Uh, și, în paralel, slujesc alături de colegul meu, fratele Iliriu Sorițău, în biserica din Mierlău cu predicarea. El este pastorul nostru și ne bucurăm în biserică, într-o biserică de sat, o biserică frumoasă, bine păstorită și acolo este bucuria noastră să slujim. Ne bucurăm și vă dorim, așa, mult har și binecuvântare în tot ceea ce faceți. Uh, domnule Marius Cruceru, aș vrea să definim cumva, dacă ne întoarcem la tema noastră de astăzi, am anunțat-o și pentru ascultători probabil va fi așa o curiozitate. De ce totuși ne-am oprit asupra confuziei, îndoielii și cum am putea să o definim în termeni mai practici, pragmatici, în așa fel încât să ne putem identifica. Știu că puțin dintre noi am recunoaște în public că mai avem și astfel de episoade, de îndoieli, de confuzii, dar Biblia ne prezintă oamenii lui Dumnezeu care s-au îndoit și au fost niște titane credinței. Păi eu cred că este sănătos să ne îndoim. Dacă cineva ne spune că a văzut o bicicletă roșie zburând pe cer, punem la îndoială, cum se spune, pun la îndoială. Da? Nu, nu. A, a pune la îndoială arată o minimă igienă intelectuală. Faptul că Uh, un om gândește. A rămâne dilematic tot timpul și chiar discutam astăzi cu un prieten că este o modă să îți petreci așa timpul, timpul într-un îndoiel, să spui să-ți cercetezi tot timpul, să-ți testezi credința. Uh, haideți să o luăm, pentru că profesia mea este de filolog, haideți să o luăm pe linie etimologică și o voi folosi pentru că a zis practic, voi folosi un exemplu practic. Când uh, cineva îți dă uh, un obiect, îl pui la îndoială. Chiar așa este și expresia. Ia o bucată de știință, ia să văd asta Este fier, este oțel, este Testem. aluminiu. Îl, îl testez, îl pun la îndoială. Dar tare și atunci capăt încredere. În Întotdeauna, îndoiala, în primă instanță și când este sinceră, ea ne protejează de a fi înșelați. Ce, ce folos ar fi? Câți înșelători sunt împrejurul nostru? Ce folos ar fi să fim creduli? Iată opusul în îndo îndoielii carteziene, pentru că Descartes a fost un om foarte religios de fapt și el este cel care ne-a obișnuit cu îndoiala metodică, cu această punere la îndoială sănătoasă, ca să ajungem la cunoaștere. Dar De fapt, nu, el este, are niște antecesori celebri, celebri sceptici, schepsisul este tocmai această căutare în, în aflarea adevărului. Îndoielnicul este un căutător de adevăr. Cel care pune la îndoială caută să afle adevărul adevărat. Dacă luăm, de exemplu, pe Toma, Toma, așa zis necredinciosul Toma, care s-a îndoit, pe el era poreclit geamănul. Și un comentariu tra din, din tradiția exegetică uh, uh, face o presupoziție. El era poreclit geamănul pentru că semăna foarte mult cu Domnul Isus. Și când te uiți în oglinda apei și semeni foarte mult pe el, o, domnule, dacă mă păcălește cineva? Cum adică? Până nu cred eu? Pun la îndoială vorbele nu, nu, nu mă conving eu? Și Domnul îi face haturul, vedeți, vine în îndăplinarea lui spune: Da, fericit din Tom, că ai văzut, ai crezut, mai fericit de cei care n-au văzut și au crezut, dar și noi. Și noi, până ajungem la credință, trecem prin etapa îndoielii. Etapa îndoielii este un parcurs absolut necesar spre credință, de asta nu trebuie să o, să o invalidăm. Și totuși, granița aceasta, dacă tot rămânem la terminologie între îndoială și necredință, nu e una destul de fină, subțire. Uh, îndoiala este un precursor al credinței, este calea către credință. Uh, și în momentul când am toate dovezile, când am pus la îndoială și am constatat deja, pentru că în credința lui Toma este o etapă a constatării. Vine și constată. Da? Este adevărat. El este. Pune mâna în rană. Uh, este un, uh, uh, este un tablou celebru al lui Caravaggio, cred că, în care arată exact cum este textul grecesc, că a pus mâna în rana lui, deci practic cu degetul lui Toma a redeschis rana și domnul în pictura respectivă face o grimasă de durere, se retrage și zice, pune mâna în rana mea. Ei, după ce a constatat că este carne și de e important, mai ales pentru dezbaterile gnostice din vremea aceea, că era sarc Haima, adică era carne și sânge, nu era o fantomă, nu era o fantoș care apărea, apariție, ce, da. o apariție, o apariție, ci era carne și sânge. Ei, când constată Toma, din momentul ăla nu mai are niciun drept să se îndoiască, Vedeți, niște faze și în momentul acela se prăbușește și spune Domnul meu și Dumnezeul meu și atunci ajunge la credință. Cine se încăpățânează să rămână în necredință, în ciuda constatării, în ciuda întâlnirii cu Dumnezeu, în ciuda revelației, în ciuda descoperirii dumnezeiești, atunci este bineînțeles condamnabil și vinovat. În demnul învățătorului Domnului Iisus Hristos, de multe ori a fost cercetați scripturile, mm -hmm. lămuriți-vă, asigurați-vă, așa cum spuneați noastră, testați. Și totuși când pornim la drum în exercițiul acesta a cercetării, a evaluării, a testării, e clar că ne vom întâlni și cu episoade de îndoială. Pentru că multe le trecem prin filtrurațiunii și... Nu le putem înțelege cu logica umană multe lucruri din domeniul acesta spiritual. Și atunci, întrebarea ar fi, creștinul cumva are voie să se îndoiască, are libertatea asta sau dezlegarea aceasta, dacă ar fi să folosim niște termeni din teologia răsăriteană? Da, echilibru, echilibru este foarte fragil pentru că suntem din. Pe, e, e, etapa căutărilor, da? avem căutări, frământări spirituale, ne este foarte sete și vrem apă, ne este foarte foame și vrem pâine, uh, suntem răniți, mușcați și vrem vindecare, uh, suntem uh, în căutarea unei intrări pentru că lupii se afară și ne fugăresc, da? Uh, este, o, uh, ajungi la credință și scapi din doială, dintr-un anume soi de disperare. Deci cine nu ajunge la soiul la disperare să frământe, Uh, cu adevărat, cu sensul vieții lui, cu problemele metafizice, autentice, nu că stă și filozofează așa și are el un, un, o dispoziție metafizică, ci în momentul când îți pui uh, întrebările fundamentale ale vieții, de unde venim, încotro mergem, ce după moarte, ca unul care lucrez de mai mult de 5 ani, aproape 6 ani de zile cu bolnavi terminali, uh, lucrez o parte din normă capelan la, la hospice, Emanuel, Uh, văd oameni care sunt pe patul de moarte și sunt confruntați cu aceste întrebări fundamentale. Și atunci, opțiunea credinței, a necredinței, a îndoielile, chiar în viața unor credincioși care au predicat ani de zile, în momentul când sunt în suferință, cu un cancer exulcerat extrem de dureros, uh, apar aceste îndoieli. Oare chiar Dumnezeu e bun? Oare chiar Dumnezeu mă pedepsește? Oare ce mă pedepsește? Oare de ce trebuie să mă chinuie așa? Și, și apar. Ei, echilibrul este foarte fragil, pentru că suntem din, uh, uh, din partea. A, a, a căutărilor a necredinței avem îndoiala aceea productivă punem sub semnul întrebării lumea suntem înfometați de adevăr și Dumnezeu ne se descoperă Dumnezeu ne face acest dar al descoperirii de sine în scripturi citim a, momentul augustin, tole când este dezlegarea aceea a Duhului Sfânt în se luminează ochii pricepe, citește Roman 13, la un moment asemănător am avut și eu, un moment asemănător au avut foarte mulți credincioși, când prin cuvântul lui Dumnezeu, la auzirea unui cântări, a unui predici, prin cercetarea Duhului, un cuvânt a fost înfierbântat în minte și, și ai momentul acela al convertirii. Din momentul acela, pentru că avem de-a face cu Deus Absconditus, un Dumnezeu ascuns, credem într-o ființă pe care nu am văzut-o niciodată, ne-am pus tot destinul nostru, teren, și veșnic în brațele lui Hristos, pe care nu l-am atins niciodată, ascultăm o voce pe care n-am auzit-o cu timpanul niciodată și din momentul acela intrăm într-o călătorie fascinantă prin teritoriu al lucrurilor pe care le anticipăm. Credem că vom muri și vom ajunge la el, credem că el s-a dus și ne-a pregătit un loc. Bineînțeles că în tot parcursul ăsta sunt dileme, sunt îndoieli. Oare chiar așa o fi? Dar dacă nu mă așteaptă o vierme acolo? Și din când în când îi vizitează îndoiala. Dar vedeți, credința e ca o îndrăgostie. Eu când m-am îndrăgostit de soția mea, ce am cunoscut eu, ce am știut cine este, fată din 10 copii cu care tata socul nu mi-a dat voie să mă întâlnesc, să zic, dar îți place că cu ea. Și a, a fost o, o, un salt ca și cu parașuta. Domnule, îți deschide sau nu, o vedea. Dar în momentul când m-am îndrăgostit de ea, încăpătat totală încredere. Este, căsătoria este acel eveniment în care uh, uh, lăsăm orice cenzură, uh, devenim una, la fel este. De asta asemăn credința cu iubirea, credința cu îndrăgostirea, pentru că este un pariu definitiv. Mi-am încredințat viața unei alte ființe umane și am total încredere în ea. Eu nu, nu, nu mă îndoiesc de soția mea, asta este uh, sângele unei căsnicii, asta este ce dă viață unei căsnicii. La fel uh, s-a întâmplat cu Dumnezeu această aruncare în necunoscut cu un Dumnezeu pe care cred că îl voi vedea, nu zic sper, ci cred că îl voi vedea, cred că există, cred că a murit pentru păcatele mele, cred că mi-a spășit vina, este o călătorie prin necunoscut cu sufletul la gură, cu emoții. Și în momentul când am îndoieli, când mă vizitează îndoiala, mă rog, adică ce fac? Dialoghez cu el. Și simt în ființa mea, ceea ce simte orice credincios care se roagă, răspunsul acela sus urubând al Duhului Sfânt și din nou credința, îndoielile se ne părăsesc și credința se întărește. Cred că fiecare, eu când vorbesc despre lucrurile astea, cred că fiecare credincios autentic a experimentat acest pendul al călătoriei printre îndoială și credință foarte fermă. Și mai este ceva pe care aș vrea să-l adaug. Spuneam tânărului pastor pe care l-am întâlnit astăzi, este o modă Nenorocită, rău. Este un soi de creștinism de asta, progresist, care promovează permanenta dilemă, permanenta îndoială. Le, nu, de, chiar e semn de superioritate intelectuală să fii tot timpul dilematică. în căutare. Da, în căutare. Păi, frate, scum, nimeni nu moare pentru dileme. Nimeni nu devine martir pentru îndoieli. Corect? Toți cei care au devenit martiri, au devenit martiri pentru convingeri. Dacă mâine vine uh, un terorist și ne pune pistolul la cap și spune: Băi, e adevărat că Isus Hristos este Dumnezeu sau nu? Păi, știți, am oarecare îndoială. Păi, pentru asta nu mori. Frații noștri care au murit în arene, care au fost fușiați fiare, care au fost pânzurați, chiar a, astăzi am citit un text despre cum au murit cei 12 apostoli. Singurul care a murit liniștit a fost Ioan, a ales Ioana. 11, deci statistica este înfiorătoare. Pe păi, oamenii ăștia nu au murit pentru că au fost tot timpul un pendul. Ce au murit pentru că au fost înrădăcinați, cum spune Corintin, înrădăcinați în credință. Noi murim pentru dogme, nu murim pentru sentimente. De asta când mergem la biserică, păi, cum te-ai simțit? A, a fost fain, m-am simțit bine. Bun, nimeni nu moare pentru sentimente. Nimeni nu moare pentru, pentru oricât din obele ar fi aceste sentimente. De aceea cred că credința creștină este întemeiată pe niște adevăruri pe care le mărturisim și liturgiile inițiale au avut întotdeauna într-unul dintre punctele centrale unde din piloane a fost crezurile. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl, la Fătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor și într-unul Domnul Iisus Hristos, într-unul Duhul Sfânt, Sfințitor și de viață de Tatătorul. Pentru asta murim, da? Pentru asta, asta, este crezul nostru și acest crez, când îl spui, îți risipește uh, Sunt lucruri la, la care avem întrebări, semne de întrebări, încețoșări. Apostolul însuși spune, folosind o metaforă din, din, Republica lui Platon, acum văd ca într-o oglindă într, -o oglind, ca într -o oglind în chip întunecos. Adică nu avem răspuns la toate întrebările, nu avem tranșate toate dilemele, nu vedem clar, dar, vedem că, dar, dar, va fi o vreme când îl vom vedea față în față. Da, slavă Domnului și atunci spune Apostolul, vom fi ca El, ca Domnul. Cu El și ca el, ca el. Da. Uh, M-am aminte povestează de uh, aceste exemple uh, Și un adolescent fiind, uh, deși am crescut într-o familie de creștini uh, M-am confruntat cu îndoiala aceasta și n-am putut să accept până într-un anumit uh, moment Învierea lui Hristos în trup Pentru că așa puteam accepta orice din Biblie, da. credea orice Însă, până așa cum spuneați dumneavoastră, tot datorită luminării Duhului Sfânt și a Cuvântului, mm -hmm. nu pot să-mi explic cum am înțeles și cum mi s-au deslușit toate lucrurile, da. dar le-am înțeles și le-am acceptat și a devenit o convingere pentru mine lucrul mm -hmm. acesta. Și aici, ascultându-mă pe dumneavoastră. Uh, chiar mă întrebam, vorbeați de momentele acelea de început în care un om intră în relație cu Hristos, uh -huh. cu Domnul, caută să-l înțeleagă, să-l cunoască, uh -huh. să apropie. Și poate că atunci sunt episoadele mai dese de îndoială, de confuzie. Uh -huh. Dar pentru un credincios care are o relație cu Domnul de ceva timp, se roagă, așa cum ați spus, are uh, părtășie în Cuvânt, studiază Cuvântul. Crește din punct de vedere spiritual, este sub călăuzirea Duhului Sfânt. Este posibil să mai aibă parte de, de secvențe, de momente de îndoială, fie ele și foarte scurte, fie ele și de, de moment? Singurul, să luăm din altă parte, singurul care nu are îndoieli este Dumnezeu. De ce nu are Dumnezeu îndoieli? Pentru că el este în afara timpului și spațiului. Când ești în afara timpului și spațiului, nu ai alternative, nu ai posibilități, nu este posibilitatea de proiecție. Unde apare îndoiala? Când mă uit la un scaun și mă gândesc, nu m-am așezat încă pe el, este un viitor, mă voi așeza pe el. Oare mă ține? Deci ca să am o îndoială, trebuie să am o proiecție, cel puțin trebuie să fiu un timpul T0 și am un T1, timpul T1, ca în fizică, da? în care mă uit la T1 și zic, oare mă ține, oare vine autobuzul, oare întârzie, oare o să întârzi taximetru, oare ajung la timp și mai departe. Toate aceste îndoieli țin de trăirea noastră în temporalitate și în spațialitate. Spațiu și timpul sunt ce factorii care creează cadrul pentru îndoială. În momentul când vom fi cu el și vom fi ca el și ieșim din spațiu și timp și intrăm în eternitate, intrăm într-o altă creație, un cer nou și un pământ nou, și ieșim din această o economie, din această istorie, și intrăm în noua istorie a lui Dumnezeu, atunci uh, dispar îndoielile, dispar dilemele. Până atunci, tot timpul vom fi vizitați uh, de această umbră a îndoielii, de, a, de această. Pentru că îndoierea este o boală. Este o boală care vine cu uh, unul, unul din versetele mele preferate din Scripturi. Sau poate versetul preferat din Scriptură este Inima omului este nespus de înșelătoare și de rea. De ce îmi place mult acest lucru? Că descri condiția umană. Un coleg m-a întrebat, dar nu este cam, depres de cam, cam depresiv, nu. cam trist? Nu, pentru că într-o asemenea inimă locuiește gloria, locuiește Dumnezeu. De să noi în și spunem, a intrat în inima mea. Eu în voi, voi fi în voi. Ei, În această inimă care este tot timpul îndreptată spre rău, tot timpul caută și mai ales pentru mine care sunt Orientat, visceral, să fiu un pesimist, uh, aproape îndreptat spre cinism, mi-este foarte ușor să stau sub sus semnul îndoielii. Este o stare naturală, este o stare carnală. Dar uh, uh, vine Lumina Duhului Sfânt prin scripturi care ne eliberează de această stare care este predispoziția naturală. De asta tot timpul trebuie să stăm în legătură cu Cuvântul Revelat, pentru că Scripturile Revelate, Cuvântul Lui Dumnezeu, este apa care ne spală mintea, care spală biserica, care ne spală uh, ochii spirituali. Este alifia aceea pentru oi care ne face să vedem clar, care ne face să vedem dincolo de lumea vizibilă. Și atunci strig împreună cu personajul din Evanghelie. Cred, Doamne, ajută credinței mele. Tot Amin. timpul sunt în, în această mergere ca pe o pe cap cap uh, sârmă în care te ții în balans până când ajungi la capătul celălalt. Da, domnule profesor, uh, înainte de a discuta un pic despre efectele, îndoieli în viața sau influența îndoielii în viața uh -huh. credinciosului, și în partea a doua uh, ne vom ocupa de aspectul acesta. Uh, aș vrea să vă întreb cum ar trebui să ne raportăm noi, creștini, în relații unii cu alții, știind că fratele meu sau cel de lângă mine trece printr-o perioadă mai grea, mai confuză, mai plină de îndoieli, de oscilații. Uh, și Toma, cumva, el și-a exprimat în fața apostolilor îndoielile. Uh -huh. uh, nu știm. Textul e destul de sărac acolo. Nu știu care a fost reacțiile apostolilor dacă au încercat cumva să-l convingă ei uh -huh. și să, să mai renunțe din pretențiile acelea. Uh -huh. Da, nu știm ce au făcut. Și, dar eu nu cred că o ființă umană poate genera credință unei alte ființe umane. Credința este un dar divin. Credința este o descoperire personală a lui Dumnezeu direct către omul care este mort. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre. Este un vier. El ne-a prins mâna și ne-a ridicat. Oricâte argumente aș avea, eu nu pot convinge un om de existența al Dumnezeu. Oricât de strălucit intelectual aș fi, nu pot să fiu atât de persuasiv să-l trec pentru un om podul de la necredință la credință. Dar, când văd și căpătări în viața aproapele meu, îl pot întreba. Eu nu îl pot trece de la, mi, de, la el, de la el de pe malul celălalt spre mine. Dar pot trece alături de el, să privim în aceeași direcție și să-i îndrept ochii spre Hristos. Pot să plâng cu el. Pot să. Uh, vedeți, unul dintre lucrurile pe care noi, evanghelicii, cred că le-am pierdut de-a lungul acestor ani este coinonia, cea părtășie creștină, a pune împreună, ca să înseamnă coinonia. Fiecare cu treaba lui, fiecare cu, cu telefonul lui, fiecare cu celula lui mentală. Suntem ca niște larvi de albini izolați. Uh, mergem la biserici mari. Mai sau mai mici, și semnul unii biserici nesănătoase este când se eliberează imediat. Dispar oamenii. Un, uh, liber cu pacea Domnului și au plecat. Semnul unei biserici sănătoase este când și mai stau, mai, mai vorbesc, romani. mai da. Chiar dacă stau la ceea ce noi am putin numi bârfă. Dar faptul că nu -ai, nu te-ai interesat de celălalt, nu ai întrebat Acum, cum mai ești, frate? Ce cu tine? Văd că în ultima vreme ești foarte întristat. Da, frate, mă îndoiesc de bunătatea lui Dumnezeu, soția are cancer sau copilul este bolnav. Mă îndoiesc de faptul că Dumnezeu chiar nu vrea bine. Mă îndoiesc de faptul că Dumnezeu este bun. Atunci este momentul crucial în care nu poți să-i risipesc îndoiele despre Dumnezeu, dar pot să mă rog împreună cu El, pot să por. Purtați-vă în unii altora. De aceea cred că pentru frații noștri care deci și noi înșine când trecem prin asemenea văi ale umbrei morții, trebuie să le arătăm fraților noștri, experiența aceea din Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morții, tu ești cu mine. Aia risipește îndoiala, prezența lui Dumnezeu. Tocmai ce îmi creează îndoiala? Faptul că Deu, Dumnezeu este ascuns, Deus absconditus. Ce îmi creează, ce creează sau îmi risipește îndoiala? Faptul că acest Dumnezeu care se ascunde devine prezent în viața mea. Îi văd mâna în viața mea. Îi văd lucrarea. Și atunci, în Dumnezeu care trăiește această tensiune, prezent, absent, Nevăzut, dar la lucrare. Neauzit, dar care vorbește. Un Dumnezeu care nu poate fi pipăit, dar îi văd lucrarea în viața mea, îi văd lucrarea în trupul meu, îi văd lucrarea în mintea mea. Ei, aceasta este viața credinciosului. Cine a gustat, iertați-mi comparația, din drogul acesta a credinței, nu se mai poate lăsa. Pentru că este atât de, de puternic. De, de puternic este atât de de și este o experiență pe care o trăiești din interior în momentul când trăiești din interior nu mai poți fi înțeles de cel în afară cum doamne mai poți să crezi într-un Dumnezeu care ți-a permis ca tatăl tău să fie ucis când aveai 5 ani cum poți să uh, spui că Dumnezeu este bun cum poți să spui că Dumnezeu este sfânt când permite atâtea uh, abomin, abominații, atâtea nenorociri și când, când începi când încep să te uiți în această spirală epistemică în care ne uităm în scripturi, ne se modifică mentalitatea, ne uităm în, înapoi la realitate, din nou ne uităm în scripturi, din nou la realitate, din nou și încet, încet paradigma noastră de înțelegere a realității se schimbă. Avem o altă perspectivă despre lume și viață. Da, domnule profesor, vă mulțumim pentru aceste clarificări. O să abordăm în partea a doua și influențele îndoieli în viața creștinului. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Vă mulțumim pentru atenție. Am avut alături de noi pe domnul pastor și profesor Marius Cruceru. Am discutat împreună despre influența îndoielii în viața creștinului. În prima parte ne-am ocupat mai mult despre îndoială și am încercat să o definim. Vă încurajăm să urmăriți și partea a doua, în ediția următoare, în care vom discutat despre impactul, influența îndoielii în viața noastră creștinilor. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați!